Suntem împreună în ultima ocazie a acestui an, când vrem să avem ceva deosebit pentru sufletele noastre care ne ajută să ieșim din rutina aceasta gri și din cumul acesta de negativism pe care l-am adunat în toți acești ani, mai ales în ultimii 2 ani, 3 ani, în care Parcă ne-am lipit de lucrurile rele, de războaie, de calamități, de nenorociri și nu mai vrem să ieșim de acolo. Am creat un adevărat infern în jurul nostru, am creat o adevărată enclavă a urii și a urâtului în care parcă ne place să rămânem. În seara aceasta, o seară deosebită în care poate ieși cu familia, în care poate ieși la masă împreună cu prietenii, o seară în care te bucuri și este bine să te bucuri, vreau să-ți dau o veste bună, un alt dar divin pe care Dumnezeu vrea să-ți-l dea cu ocazia Anului Nou. Pentru unii, Anul Nou, sărbătorile, Crăciunul, sunt o enclava sublimului în care caută să scape. De agitația aceasta să-și găsească liniștea. Pentru unii este ca un drog. Așteaptă să vină sărbătorile, să nege realitatea o perioadă, iau doza de fericire și după aceea se trezesc din nou în probleme, în necazuri, în supărare, în aceleași frustrări, în același tip de gândire și își continuă existența aceasta nenorocită. Vestea bună este că tu poți să ieși din acest infern poți să ieși din infernul acesta în care pur și simplu viața ta se macină zi cu zi. Pentru început aș vrea să îți aduc această veste bună ca să fii fericit în inima ta că Dumnezeu a pregătit eliberarea din infern și în viața aceasta și pentru viața viitoare. Istoria ne spune că la 8 decembrie 1941 Japonia a atacat și a zdrobit flota de război a Statelor Unite din Hawaii. La scurtă vreme, insulele Filipine, una dintre cele mai importante baze militare americane din Pacific, au fost invadate de trupele japoneze. În luna mai 1942, generalul Douglas MacArthur a fost nevoit să se retragă. Lăsând în urmă mii de militari americani ca prizonieri, în mâinile japonezilor. În ultimul său mesaj către soldați, el a promis: Mă voi întoarce. Închiși fiind în lagăre de muncă forțată și de exterminare, prizonierii își duceau zilele cu speranța că generalul lor se va ține de cuvânt. La numai o lună. Balanța se înclina în favoarea aliaților după bătălia de la Midway, dată între 3 și 6 iunie anul 1942. Și în timp ce prizonierilor li se părea că așteptarea nu se mai termină, războiul din Pacific se îndrepta încet, încet, dar sigur, spre victorie. Era doar o problemă de timp. Curând a devenit evident că strategia aceasta a pașilor mărunți a lui Douglas MacArthur de a recuceri toate insulele care pavau drumul spre Japonia era deprisos și că un atac persistent și masiv concentrat direct asupra Japoniei putea conduce la grăbirea victoriei. Nu mai avea rost să se bată pentru toate insulițele acelea. Trebuia să atace direct zona aceea a Japoniei pentru ca să câștige războiul. Și totuși, generalul MacArthur a hotărât să amâne victoria finală pentru ca mai întâi să debarce în Filipine. Poate că un strateg militar sau un general ar zice cu ce folos? La mijloc era un cuvânt de onorat. Promisiunea pe care a făcut-o soldaților: Mă voi întoarce! Ca să vă scap din infernul acela. Pentru cuvântul acela mai trăiau prizonierii. Aceea era speranța lor. Și în octombrie 1944, trupele eliberatoare au debarcat pe plaja roșie din insula Leite. Într-o dimineață, cerul de deasupra lagărului s-a umplut de nenumărate puncte colorate. Erau parașutiștii. Mii de prizonieri au uitat în acele momente de groaza morții, de condițiile mizere din acel lagăr, de situațiile prin care au trecut și au strigat, vine măcar vine eliberarea. Gardienii japonezi și-au părăsit posturile, și în curând o știrile eliberatoare de sus s-au întâlnit cu nenorociții emaciați de jos într-una dintre cele mai înălțătoare. Și fericite clipe ale războiului. Războiul amplifică infernul din jurul nostru. Însă, aș vrea să vă spun că și starea noastră negativă, și pesimismul amplifică și creează acest infern în jurul nostru. Pe lângă cel creat de noi, și cel care ține de contextul social în care trăim, politic sau economic. Aș vrea să vă spun că în jurul venirii Domnului Isus Hristos, Biblia spune că se va crea un infern escatologic, în care toate aceste infernuri mici, cel subiectiv, cel economic, cel politic, cel al naturii, cel al crizelor energetice, cel al crizei morale, își vor da mâna și vor crea o atmosferă greu de suportat. În Luca, la capitolul 21, Mântuitorul spune câteva lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi în această seară. El spune că aproape de venirea lui vor fi semne în soare, în lună, în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Iată câteva lucruri foarte importante de care trebuie să ținem cont pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului Hristos, iadul acesta va fi din ce în ce mai puternic și din ce în ce mai negru și din ce în ce mai stresant, epuizant, distrugător pentru sufletele și mințile oamenilor. Nu este vorba de acel iad mitic despre care tot vorbim și trâncănim pe la amvoane sau din evul mediu încoace. Și e vorba, pe de-o parte, de iadul care se creează în jurul nostru, de iadul pe care noi îl creăm și de iadul acesta al evenimentelor. Și oamenii prinși din toate părțile de această tensiune existențială, oamenii care își dau foc din interior, acompaniați de toate aceste evenimente negative își vor da sufletul de groază. Cu alte cuvinte, vor înnebuni. Își vor pierde mințile. Nu vor mai ști ce să facă de frică. Nu vor mai ști cum să mai scoată la capăt. Luca 21 spune că oamenii își vor da sufletul de groază. Bine, bine, dacă care este, ați spune voi, elementul de speranță? Elementul de speranță, Spre surprinderea multora, nu se află atât de mult în exterior, ci se află în interior conectat la ceva ce urmează să se întâmple. Foarte mulți oameni, în general, oamenii care pierd în viață și oamenii care se bazează pe soartă, cred că fericirea lor atârnă de soartă, de ce decide guvernul, de legile care se dau. De vremea de afară, de anumite situații în care au noroc. Așa cred luzării, pierzătorii. Însă, oamenii câștigători, oamenii care înfruntă viața, nu privesc în felul acesta lucrurile. Ei știu că atitudinea potrivită vine din interior. Oamenii lui Dumnezeu știu și mai mult, pentru că nu și leagă speranța doar de lumea aceasta, ci au speranța ancorată în infinitul pe care Dumnezeu vrea să-l aducă în curând, în sufletul tău și al meu. Chiar dacă vor fi semne în soare, în lună, în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor, cu toate acestea, cu toate că mulți își vor da sufletul de groază, mulți, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, se vor uita în sus și vor zice, izbăvirea se apropie. Este foarte important să înțelegem, dragii mei, că în momentele acestea de tensiune, în momentele acestea în care nimeni nu vede nimic pozitiv, noi avem o speranță. Noi putem să ne credem în Dumnezeu, noi putem să avem acea încredere că Dumnezeu are soluții și că noi avem resurse lăsate în noi de Dumnezeu ca să putem birui, să putem trece mai departe. Ăsta este sfatul Domnului Hristos: când toți își vor da sufletul de groază în infernul acesta al evenimentelor, voi să vă ridicați ochii în sus și să știți că izbăvirea voastră se apropie. Câți dintre noi facem așa? Câți dintre noi credem ceea ce a spus Isus Hristos? Tot ne batem cu cărămida în piept. Și noi europeni, și americani, și mulți din lumea aceasta, că suntem creștini, că suntem credincioși, că așteptăm venirea Domnului Hristos, însă am impresia că mințim într-o manieră crasă. Cum poți să-L aștepți pe Hristos fiind atât de disperat? Cum poți să-L aștepți pe Hristos având atitudinea aceasta negativistă? Cum poți să-L aștepți pe Hristos încruntat tot timpul și urlând în televizoare ca să-i panichezi pe oameni? Și dacă stăm să ne uităm la ceea ce se livrează ca material pentru oameni, ne dăm seama că televiziunile nu mai au niciun fel de scrupule. Totul este numai bani. Băi, dacă se vinde uciderea, bagă ucidere pe bandă rulantă. Dacă se vinde pandemia, bagă pandemie pe bandă rulantă. Se vinde războiul, bagă război până crapă inima în oameni. Dacă e nevoie de criză energetică, bagă criză energetică până oamenii ajung la disperare. Și culmea, tot nenorociții, consumatori, stau acolo lipiți de ecrane să vedem cine mai zic știrile mai bine de 30 de ani, după ce a trecut epoca știrilor sublime, în care totul era grozav, totul era extraordinar, în care erau producții peste producții, în care se spărgeau tot timpul normele, în care totul era la superlativ, acum de 30 ceva de ani ni se injectează această otravă a știrilor. Vă ajută cu ceva nebuniile astea la care vă uitați? Vă ajută cu ceva toate acele știri cu care sunteți la curent? Vă scoate din criză vreunul din aceia care consideră că este apărătorul vostru și se bate până emisiuni și urlă acolo și se ceartă cu toți politicienii? Vă ajută cu ceva treaba asta? Cu nimic. Este un circ ieftin. Eu nu spun că în multe aspecte nu este așa realitatea. Dar cu ce te ajută să te mai virosezi și tu în plus, să strici buna dispoziție și să pierzi o mulțime de timp în fața televizorului. Suntem campioni, dragii mei, la consumul de televizor și de timp petrecut cu telefonul. Undeva pe la 4-5 ore pe zi, le tocăm așa mărunt cu telefonul și cu televizorul în față. Este cumplit. Și dacă mai consum și porcăriile astea care ni, ni le dau pe bandă rulantă, viața ta este o viață nenorocită. Și nu sunt ei de vină. Tu ești de vină pentru că se întâmplă lucrurile astea, pentru că stai gură cască acolo ca să ți se toarne. Că dacă n-ar mai fi consumatori de felul ăsta, vă garantez că s-ar schimba și grile, s-ar schimba tot. Însă ne place negativismul, ne place iadul acesta, ne place să ne plângem de milă, ne place să fim victime, ne place să dăm vina pe alții, ne place să fie altcineva responsabil pentru viața noastră și pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Însă, Hristos spune în Evanghelia după Luca: când veți vedea întâmplându-se toate minunile astea și nebunile astea din jurul vostru, să vă ridicați ochii și să știți că izbăvirea se apropie. Câți dintre noi avem atitudinea aceasta? Câți dintre noi avem abordarea aceasta? Observați cât de ușor cădem în capcană? Observați cât de ușor suntem deturnați într-o altă direcție? în direcția celor care își dau sufletul de groază, în direcția celor care nebunesc, își pierd mințile, în direcția celor care nu mai găsesc nicio soluție la nimic. În cartea Apocalipsei îi se prezintă ultimul infern înaintea venirii Domnului Isus Hristos Apocalipsa 16, și dacă acum vă speriați că se mai scumpesc factorile sau motorina sau celelalte, și că sunteți nedreptățiți, că sunt hoții și de lapidări, și uh, unii fură zeci de milioane, fac 4-5 ani de pușcărie, și după aia revin la viața normală, fără să se întâmple nimic, de ce? Pentru că legile sunt date tot de hoți, că dacă ar fi după Biblie ar trebui să dea înapoi ce au furat plus parte din ceea ce au furat. Vă garantez că toate crizele economice s-ar rezolva dacă toți hoții și macrohoții ar da înapoi ceea ce au furat. Poate că o să faceți o inițiativă legislativă în sensul ăsta, dragi parlamentari, dar începeți cu voi ca să fie lucrurile cât mai corecte. Nu începeți cu cei mici, că cei mici se uite la voi. Închid paranteza aceasta. Deci, Cartea Apocalipsei ne prezintă atmosfera aceea infernală la propriu, care va fi înaintea venirii Domnului Isus Hristos. Dar n-aș vrea să ne focalizăm doar pe tabloul acesta, că sunt mulți care se axează doar pe descrierea nenorocirilor și transformă Evanghelia într-un fel de alt fel de știri negative. Dar nu despre asta este vorba ele sunt puse acolo ca să știi cât va fi de rău și în acel rău să-ți găsești speranța și puterea de a merge mai departe. Fiți atenți! Apocalipsa 16, timpul plăgilor, timpul în care Dumnezeu își revarsă mânia asupra nelegiuiților acestui pământ, după plaga a șasea. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu începând la versetul 13 și în continuare așa. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiareș, din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Da, imaginea asta ne duce la contrafacerile vrăjitorilor egipteni. A făcut Dumnezeu minuni prin moise, au făcut și vrăjitorii prin vrăjitoriile lor. Și la un moment dat, când a făcut broaște, a făcut și ei mai multe broaște. Nu au putut să anihileze minunile, sau mai bine zis urgiile pe care Dumnezeu le-a adus asupra Egiptului, ci mai degrabă să le amplifice. Și în Cartea Apocalipsei apar tot astfel de fenomene ale oamenilor conduși de demoni care amplifică nenorocirea pe pământ, în loc să o facă să fie mai suportabilă. Spune cuvântul mai departe că acestea sunt duhuri de dragi. Fiți atenți! Tot ne stresăm noi de cutare, de cutărică, de nu știu cine, nu, nu, nu stați un pic. Înțelegeți că în spatele acestor oameni care planifică nenorociri, Războaie, dezastre, produc profit pe urma lor și au, au avantaje și beneficii colosale pe seama nenorocirii multor oameni, a miliarde de oameni, n-au cum să fie conduși de Duhul lui Dumnezeu, oamenii ăștia. Vreau să înțelegeți. Nu spun că toți sunt așa, dar cei care sunt acolo și fac lucrurile acestea sunt conduși direct de draci. Și asta nu este doar o metaforă evanghelică sau omiletică. La propriu au draci care îi conciliază, cei de la niveluri înalte. Asta spune Scriptura. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc unde? La împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Deci, e cât se poate de clar. Duhurile de demoni se duc direct la împărații aceștia mari ai pământului și conciliază. Mai bag o bombă acolo, mai amenință cu arma nucleară, mai vinde niște arme, mai taie curentul, mai strângei de gât pe nenorociția aia, mai scade pensiile, mai mărește taxele. De ce? Pentru că sunt conduși de draci. E simplu. A, ah, că nu o să vedeți asta la știri. Nu o să vedeți, pentru că tot de acolo și au banii. Înțelegeți? Și de aceea spune cuvântul că iadul acesta va începe să fiarbă din ce în ce mai tare. Însă nu asta am vrut să vă spun. În toată această nenorocire, în toată această frământare demonică, în toată această agitație, în toată această tensiune din ce în ce mai mare, în toate aceste crize la nivel mondial, Dumnezeu inserează aici o promisiune. Versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol, să se vadă rușinea. Și după aia continuă narațiunea. În tensiunea aceea maximă, Dumnezeu strecoară un spot publicitar și spune fii atent că eu vin curând, vin ca un hoț. Preocuparea ta nu trebuie să fie să te lupți cu demonii. Și cu cei conduși de ei. Că este o luptă pierdută. N-ai cum să faci lucrul ăsta, n-ai cum să o câștigi. Doar eu pot să o câștig. Preocuparea ta este să ai hainele albe în orice vreme. Eu vin ca un hoț. Fii atent, cum te voi prinde în momentul ăla. Asta trebuie să te preocupe. Restul celelalte, pe care nu le pot schimba, zice Dumnezeu, lasă-le pe seama mea. Pentru că eu voi aduce răsplătirea, eu voi aduce pedeapsa. Eu voi pune capăt acestor ticluiri demonice. Și bineînțeles, după aia spune că i-au dus în locul numit Armagedon ca să fie acolo împotriva lui Dumnezeu. Au fost multe discuții pe tema aceasta, ce este Armagedonul. Oricum, este un război împotriva lui Dumnezeu. Că se va da din Valea Meghido, că se va da de nu știu unde, mai puțin contează. Ideea că va fi un conflict direct între Dumnezeu și urmașii lui și diavol și urmașii lui. Și este din ce în ce mai pe față lucrul acesta. Lucruri care mai de mult se făceau cu perdea, se mai mințea, se mai făceau niște declarații așa voalate, acum pe față. Există niște demersuri care pur și simplu îi lasă uimiți pe oameni. Și nu le vine să creadă că este chiar atât de adevărat cum spune Dumnezeu aici în Cuvântul Său. Capitolele 17-18 prezintă această judecată în detaliu pe care Dumnezeu o aduce asupra forțelor răului. Însă, în capitolul 19, apare pe de-o parte în prima parte a capitolului, acea bucurie a sfinților, că Dumnezeu i-a scos din iadul acesta și că a pus mâna pe puterea lui. O avea din totdeauna, dar a decis să ia în sfârșit atitudine și să-i pedepsească pe toți aceia care prăpădesc pământul. Și apoi urmează o scenă liturgică de închinare, de bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că i-a salvat pe cei care erau desconsiderați pentru că nu au armele de luptă ale nelegiuiților. Haide să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, că ce-a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Întrebarea este, care sunt preocupările tale în aceste timpuri? Și nu înseamnă că trebuie să fii un visător, că trebuie să fii rupt de realitate, că trebuie să stai toată ziua cu Biblia în mână și pe genunchi și să devii un pustnic. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre atitudinea în fața vieții acestea și atitudinea în față de viața pe care Dumnezeu o pregătește. Marea eliberare din infernul lumii acesteia. Asta face diferența între fericirea de durată și nefericirea existențială de durată. Cât îi privește pe ceilalți care se prind de toate aceste pârghii, nu pot să văd decât disperare atunci când toate aceste lucruri pe care s-au sprijinit le se vor lua. Făți așa un scenariu în minte. Ce ai face dacă? Gândește-te. Să zicem că ești milionar, miliardar, ai uh, foarte multe lucruri pe care să te sprijini. Ai prieteni, ai relații, ai influență, ai putere, ai de toate. Ai case, ai proprietăți și zici ca bogatul din pildă. Nu că este rău. N-aș vrea să înțelegi că este rău lucrul acesta. Domnul să te binecuvânteze în continuare. Nu despre asta vorbim. Nu predicăm Evanghelia pauperistă în care săracii sunt sfinți și bogații sunt fiii celui rău. Nu despre asta vorbim. Dar vorbim despre o realitatea Evangheliei în care este prezentat un moment când toate aceste lucruri le vor fi luate tuturor acelora care rămân lângă Dumnezeu. Și după aceea le vor fi luate și celor care nu rămân lângă Dumnezeu. Ce vei face când nu vei mai avea acces la banii tăi? În conturi. 2. Ce vei face când banii tăi nu vor mai avea nici o valoare. Nu vei mai avea ce să cumperi cu ei. Ce vei mai face când nimeni nu va mai vrea să închirieze de la tine nici spații comerciale, nici apartamente? Ce vei face în momentul în care aurul pe care îl ai în casă, sau eu știu, un cutii de valori, în bănci, pe unde îl ai, nu contează, și bijuteriile și tot, nu vor mai avea preț. Pentru că asta sunt niște valori convenționale. Au valoare atâta vreme cât cineva le dă valoare. Dacă nimeni nu-ți cumpără aurul ăla, nu ține de foame. Dacă nimeni nu-ți cumpără acțiunile sau dacă se depreciază, păi alea nu țin de foame. Pă, am acțiuni de 20 de miliarde. Bun, și cine ți le cumpără? Că dacă nimeni nu ți le cumpără, ele automat nu mai au nicio valoare. Ce vei face dacă toți prietenii te părăsesc? Și nimeni nu se mai gândește la tine pentru că trebuie să se gândească la el și la familia lui. Ce vei face în momentul în care nu vei mai avea nicio relație și nicio influență nimăn nicăieri? Ce vei face în momentul în care toată puterea pe care o ai acum în mână îți va fi luată? Mulți cred așa cum credea și Pilat că ei taie și spânzură și fac și dreg și învârt. Și vine așa țanțoș în fața lui Hristos și spune Nu știi că eu am putere ca să te răstignesc sau să-ți dau drumul? Și mulți cred că fiind duși de valul acesta și de nebunia puterei că ei taie și spânzură și... Da, zice Hristos, nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Vine un moment când îți va fi luată și puterea aceasta. Și ce vei face atunci. Fă scenariul acesta în minte. Și gândește-te ce vei face atunci când toate lucrurile pe care tu te bazezi acum nu vor mai valora nimic. Știți ce vor face foarte mulți? Își vor da sufletul de groază. Vor nebuni, unii se vor sinucide, iar alții vor fi nimiciți direct de Dumnezeu. Da, este cam ciudat și nu o să întâlniți prea multe mesaje din astea. O să întâlniți doar mesaje care încearcă să cârpească lucrurile. Însă, ele sunt serioase, se duc într-o anumită direcție, dar în sufletul nostru noi trebuie să fim plini de fericire. Este un paradox aici. Cum, domnule, în mijlocul groazei, al nenorocirilor? Al... Da, în mijlocul acestor lucruri poți să fii fericit cu Dumnezeu. Pentru că tu ai o speranță care nu se leagă doar de lumea aceasta. Se leagă de Dumnezeu și de împărăția Lui, care te fac să fii fericit și în lumea aceasta, să fii fericit și în lumea viitoare. Nu te mai surprinde nimic. Nu, te mai dă peste cap nicio știre. Ai Auzi și... no, auzit ce s-a întâmplat, ce s-a s-a scumpit și. Nu, și. Ai auzit, a căzut, s-a făcut, s-a întâmplat, bombă, nu știu ce, război, pandemie. Și. Cum dai? Da. Stau liniștit, pentru că toate aceste lucruri, spune Evanghelia, trebuie să se întâmple. Dar vestea bună este că în momentul în care le văd că se întâmplă, ridic fruntea în sus și zic, Doamne, ajută vie împărăția ta. Izbăvirea se apropie. De aceea spunea Domnul Hristos că acolo unde este inima noastră, acolo este și comoara noastră. Și mai spunea să avem grijă ca nu cumva să ni se îmbuibe inimile cu mâncare, băutură și cu grijile lumii acesteia atât de stresat să fii, încât să uiți că, de fapt, nu lumea aceasta este toată miza. Chiar dacă luptăm, chiar dacă vrem să fim grozavi, chiar dacă luptăm pentru succes, chiar dacă luptăm pentru a avea un trai mai bun, este normal lucrul acesta. Dar nu asta este totul. Asta a făcut diferența, dragii mei, între oamenii care au supraviețuit în situații dramatice și cei care și-au dat sufletul de groază. Dumnezeu a pus în noi speranța aceasta, Dumnezeu a pus în noi puterea de a lupta. Chiar și în momentul în care nu mai credem în El, au fost unii care au supraviețuit Holocaustului necrezând în Dumnezeu. S-au prins cu dinții de viață și de ceea ce vor să facă în viitor și au zis trebuie să supraviețuiesc. Să ies din infernul acesta. Și au reușit. Unii dintre ei au reușit. Oare, ca oamenii credinței, să fim mai slabi decât acești oameni care au zis n-am nevoie de Dumnezeu, dar vreau să supraviețuiesc pentru cultură, pentru artă, pentru un ideal, pentru familie, pentru a face ceva măreț în viața aceasta? Lucruri care sunt bune. Dar oamenii s-au rupt de Dumnezeu și au zis nu cred că există Dumnezeu dacă îngăduie nenorocirea în viața mea. Vreau să supraviețuiesc pentru. Și și-au găsit ei motivele. De ce funcționăm în felul acesta? Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat să fii un câștigător, nu un loser. Dumnezeu te-a creat să fii un învingător. Și creierul nostru caută mereu sensul lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru și sensul lucrurilor pe care noi le facem. Și ce ok, a venit criza asta, a venit pandemia, a venit războiul, a venit criza financiară, a venit criza energetică. Ce fac? Să aibă sens, direcție. Dacă ești normal, dacă te-ai tâmpit de cap, deja nu mai cauți sensul acesta. Te-a sucit de minte și să vezi ce-o fi, ce-o poți, te panichezi la fiecare provocare, îți crește tensiunea, colesterolul. Deja te-a te luat mintea și te-a dus razna departe. Însă, cei care și-au păstrat mintea întreagă caută mereu sens. Cei care iubesc pe Dumnezeu caută sens în tot ceea ce se întâmplă și luptă ca viața să fie mai bună. Să fie mai frumoasă. vis a -vis de lupta aceasta a unui om care nu era religios, un om care a zis, domnule, până la urmă, chestia asta cu Dumnezeu nu știu cum va fi. Eu îmi propun să ies din iadul acesta al nazismului, al lagărului de exterminare și vreau să supraviețuiesc. În uh, cartea sa, tatuatorul de la Auschwitz, Hider Morris, povestește despre un prizonier din lagările naziste pe nume Ludwig Eisenberg, un evreu de origine slovacă, ce a supraviețuit holocaustului și ororilor din lagările naziste. A fost adus la Auschwitz pe 23 aprilie 1942 și tatuat cu numărul 32.407. Gizela Furmanova sau Furman, care ulterior i-a devenit iubită și soție, a fost adusă și ea la Auschwitz pe 3 aprilie 1942 și tatuată cu numărul 4562, așa cum apare în mărturia ei. Părinții lui Ludwig, Iosef și Serena Eisenberg au fost duși la Auschwitz pe 26 martie 1942, când el era încă în Praga. Cercetările au dezvăluit că au fost uciși imediat ce au ajuns acolo. Ludvig nu a aflat niciodată acest lucru pentru că s-a aflat doar după moartea lui. Ludvig și iubita lui au supraviețuit în atmosfera aceea de infern din lagăr și s-au hotărât să supraviețuiască. Au răbdat de foame, au răbdat de frig, au răbdat toate ororile care erau prezente acolo în lagăr și s-au hotărât ca să. Își construiască un viitor împreună. În atmosfera aceea de infern, și-au promis unul altuia să supraviețuiască și să-și construiască o viață frumoasă împreună. Au trecut prin clipe dramatice, au trecut prin situații la limită, când erau cât pe ce să fie împușcați de ofițerii SS. Și de multe ori Mengele îi spunea Tatoviră, tatovirăr, adică tatuatorule, tatuatorule, ți este dragă viața și îi punea pistolul la tâmplă sau îi rângea așa sarcastic și inima îi bătea, era până în gât. Dar hotărârea a fost atât de mare încât a trecut și peste acestea. După ce s-au eliberat din lagăr, după ce au venit rușii, spune povestea lor în această carte, că au plecat în Slovacia, de acolo au plecat la Viena, ascunzându-se într-un camion după ce Ludwig a scăpat de o arestare din partea rușilor. Să nu credeți că rușii, eliberatori de naziști, au fost niște gentlemen și well-shaved și au venit, oh, haideți, dragii mei, v-am eliberat și de acum stați cu minți că noi doar vă protejăm. Dacă ascultați, Poveștile bătrânilor care au beneficiat de eliberarea rușilor, o să vă stupați urechile și o să fiți îngroziți. Veneau prin sate, luau fetele, luau femeile și le violau, veneau și furau din gospodăriile oamenilor, împușcau porcii cu pușca și cu mitraliera. Au fost niște barbari. Și aduceți-vă aminte că după război ne-au luat cotă de război, taxă de eliberare, ne-au demontat fabrici întregi, le-au dus la Moscova. Povestea bunica faptul că <coughs> veneau și cereau rație din toate produsele agricole și cartofii îi treceau printr-un fel de sită mai mare, și dacă nu aveau o anumită mărime, nu ți-i primeau. Și dacă nu aveai cartofi mari ca să dai cotă rușilor, atunci trebuia să cumperi de la cei care aveau cartofi mai mari și să le dai carație, pentru că altfel nu ți le primeau. Asta a fost atunci. Să nu avem uh, o, o imagine utopică a Eliberatorilor, după cum nu trebuie să avem nici imagini utopice despre Eliberatorii de astăzi, de peste ocean. Pentru că și ei au tăiat, au pârjolit, au. Uh, au nenorocit populații întregi în dorința de eliberare. Războiul nu este un film romantic, dragii mei. Închei uh, paranteza aceasta. După ce au scăpat de ruși și de arestarea aceea pe care i-o pe anumite criterii imaginate politic, au fugit la Paris. Și pe 29 iulie 1949, au plecat cu vaporul în Australia ca să fie cât mai departe de iadul acesta al războiului din Europa. Ajuns și acolo au construit o afacere de succes, au avut împreună un copil, Gary, au mers în vacanțe pe Gold Coast, demonstrând că există speranță în cele mai negre situații din viață. Ei, Ludwig și Gizela, au fost eliberați din infern. Iubirea și speranța lor au învins. Dacă iubirea și speranța lor au învins, fără a fi niște oameni religioși, fără a crede în Dumnezeu, fără a avea această aplecare spre lucrurile spirituale, oare iubirea și speranța ta în făgăduințele lui Dumnezeu să producă un efect de mai puțină putere, mai puțin puternic? decât a produs în viața lor? Asta este ciudățenia și asta este elementul pe care nu reușesc să-l pricep. Cum de creștinii sunt atât de, de stresați, de încruntați și de panicați de viitor? Când Dumnezeu a promis că există soluții să ne scoată și din infernul acesta și din cel escatologic. Și stăm și clănțănim din dinți plin de disperare. Dumnezeu vrea să te elibereze și să te scoată din acest infern. După ce Hristos va veni, spune Cartea Apocalipsei, îmbrăcat cu o haină albă, muiată în sânge, este acea scenă măreață în care este descris Iisus Hristos în Apocalipsa 19, după toate nenorocirile, după toate pedepsele lui Dumnezeu, spune cuvântul că Ioan a văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. De regulă noi citim făgăduințele astea la morți, la mormântare, ca să îi încurajăm pe oamenii care plâng și sunt îndurerați de pierderea pe care au suferit-o, pierderea celor dragi. O oh, există viața veșnică, există uh, speranța lui Dumnezeu, dar ne aducem aminte numai atunci. Când vin crizele acestea peste noi, nu ne mai aducem aminte de ele. De ce? Pentru că ne place să ne ducem existența fără Dumnezeu. Ne place să fim independenți de el. Ceea ce este curată nebunie, Nu avem cum să fim independenți de Dumnezeu. Abia când vin crizele acestea ne dăm seama cât suntem de dependenți de ajutorul lui. Însă Dumnezeu spune că pregătește pentru noi o lume extraordinară. Am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei, împărăția lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ți-o pregătește. Nu știu ce aștepți tu de la anul 2023. Probabil că în fiecare an ai așteptat și am așteptat să fie mai bine. Și din anumite puncte de vedere a fost mai bine, din altele a fost mai rău așa cum am așteptat și în 2020, și 2021, și 2022. Și observați, a fost pandemia, a venit războiul, acum a venit criza energetică, cine știe ce mai urmează în 2023? Tot felul de nebunii. Dar nu despre asta vorbim. Ce aștepți tu de la 2023? Poate că unele lucruri vor fi mai bune în viața ta. Poate că vei câștiga mai bine. Dar, pe de altă parte, poate că lucrurile din jur se vor răutăți și mai rău. Vom avea inflație mai mare, scumpiri mai multe, crize economice și de toate felurile. Și ce faci atunci? Îți vei da sufletul de groază? Vei fi ca toți ceilalți care nu-și pun încrederea în Dumnezeu, deși afirmă lucrul ăsta sus și tare că sunt creștini? Am o veste bună pentru tine. Dumnezeu ți-a pregătit cel mai mare dar. Pe care ți-l poate da. Speranța în venirea Domnului Hristos, în venirea împărăției Lui, care poate să te ajute să treci peste toate crizele posibile și imposibile din lumea aceasta și de după. Așa că poate să vină anul 2023, cu tot ce implică el, bine și rău. Tu vei fi liniștit, vei fi fericit în brațele lui Dumnezeu. Dacă e să-ți urezi ceva, este să te eliberezi, în primul rând, tu din infernul acesta și să-ți pui încrederea în faptul că Dumnezeu va interveni ori de câte ori este nevoie pentru a-ți fi mai bine în viața aceasta și în viața viitoare. Nu-ți urez la mulți ani, îți urez să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și de tot ceea ce a pregătit el mai bine pentru a te duce acasă.